Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu anumite simboluri ale Scripturii, în Sfânta Scriptură, revărsarea Duhului lui Dumnezeu care avea să dea putere, să înnoiască cugetele oamenilor, să le dea un scop parcă mai concret. Această revărsare a Duhului Sfânt este simbolizată în Scripturi printr-o anumită ploaie care avea rostul mai întâi să pregătească sămânța pentru a încolți și apoi era ploaia mai târzie care avea rostul să dea ultimul imbold de viață sămânței care avea să se coacă acum deja crescută. Iar această cântare este o rugăciune, de fapt, prin care credinciosul cere de la Dumnezeu revărsarea Duhului Sfânt. Și extrem de bine nimerit vom vedea în această seară un aspect sau o parte a rolului Duhului Sfânt în viețile noastre. Încă o dată, bună seara, bună să vă fie inima, frumoase să vă fie gândurile. Și din multele gânduri frumoase pe care le aveți, unul în această seară să-l luați pentru un frate sau pentru un cunoscut pe care nu-l suferiți. Și dacă în fiecare seară, din multele gânduri frumoase pe care le aveți, luați unul singur și îl puneți în dreptul unui frate sau unui cunoscut pe care nu-l suferiți, veți constata că vi se înmulțesc gândurile frumoase și, de asemenea, și oamenii care vă zâmbesc vor fi mai mulți. De asemenea, salut cu plăcere pe cei, sper că sunt și în cinematograf câțiva frați și surori. Vă spun bună seara, mă uit acum în ochii voștri, ai mei sunt albaștri, ai voștri nu știu cum sunt. Și mi-e drag să vă salut și poate într-o seară când voi fi așteptat aici, vin și țin slujba dincolo, mă mai socotesc. Iubiții mei oameni, trăim cu toții cu bucuriile și cu necazurile noastre și îi mulțumim lui Dumnezeu că momentul acesta de seară trebuie să fie unul dintre momentele frumoase. Aș vrea împreună cu voi să mă opresc din nou la această doleanță a lui Dumnezeu pe care și-o exprimă față de un om care era gata să asculte. În Sfânta Scriptură, în Cartea Genesei, capitolul 12, cu versetul 1 și 4, cuvântul lui Dumnezeu zice așa: Domnul zisese lui Avraam: Ieși din țara ta, ieși din rudenia ta și ieși din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Avraam a plecat. Ce dialog scurt, ce concluzii, să spunem așa, instantanee. Ce disponibilitate a acestui om de a face exact cum îi se spune. Avraam a plecat. Avem și noi momente în viață când suntem într-o așteptare. Avem momente în viață când avem emoții că imediat urmează să fie strigat în numele nostru și suntem foarte atenți să nu cumva să nu auzim. Fie că suntem undeva stăm la un rând, la o viză sau la ceva, nu mai știu acum exact cum se procedează și te-ai scris pe o listă și ești tot timpul foarte atent ca nu cumva să pronunțe numele tău și tu să n-auzi.
Iar când ți-ai auzit numele, nu mai contează cine e în stânga, nici în dreapta, nici cel cu care bolboroseai și îți împărtășeai aventurile tale, brusc ai plecat spre ghișeu. Cam așa mi-l închipui eu pe Avram. Dumnezeu i-a zis, ieși, și Avram a plecat. Și cam așa mă închipui că ar trebui să fii tu și eu, cu exact aceeași emoție de a fi atent la numele meu și la numele tău atunci când suntem chemați. Mesajul din această seară l-am așezat în câteva cuvinte, într-un imperativ, dacă vreți, într-un strigăt către noi oamenii. N-aș vrea să precizez cine face acest strigăt. Important ar fi să se audă. Și strigătul acesta sună cam în felul următor. Nu striviți culorile lui Dumnezeu. Fiți mai atenți. Ai ocazia uneori să mergi prin diferite parcuri și sunt flori foarte frumoase sau iarbă foarte frumoasă și mereu vezi că pe când ai vrea să calci, e pusă o tablă acolo, n-ai voie, n-ai voie să calci. Și în unele parcuri nu stă nimeni să te supravegheze dacă mergi sau nu, ci foarte rar poate cineva e pe acolo și îți atrage atenția. Însă cu vreo 2 ani în urmă am trecut prin Viena și am avut ocazia să vizităm acolo la castel, curtea castelului. Și o femeie în vârstă, avea peste 60 de ani, cred că erau niște trandafiri foarte frumoși și un aranjament foarte frumos acolo și era pus de asemenea tablă, nu călca. Și ea s-a dus foarte sfioasă, fără probleme, până să-și facă poză, dar nici n-a apucat să se întoarcă cu fața spre aparatul care urma să-i facă poză, că un nene, cel puțin 1,95 m avea, cu o bicicletă, a pus o frână bruscă, s-a dat jos de pe bicicletă, se vedea că are o anumită uniformă, a călcat nu foarte elegant pe iarbă și a prins-o cât de în vârstă era și a scos-o afară de acolo. Și toată lumea era ofensată că de ce se poartă așa. Totuși acolo scria, nu călcați. Nu striviți culorile lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată care pot să fie culorile lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată în ce măsură noi oamenii putem să le strivim. Sau care sunt metodele prin care omul strivește culoarea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Dragii mei, mai întâi aș vrea să vă las un gând general, o generalitate cu privire la culorile lui Dumnezeu. În primul rând, din tot ceea ce a făcut Dumnezeu, nimic nu e strivit. Absolut toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu, Biblia le numește bune și sfinte. Culoarea de fapt, dacă veți vorbi vreodată cu un pictor sau dacă urmăriți anumite tablouri, culoarea are însușirea de a pune în ea toată starea spirituală a autorului. Și când Dumnezeu a creat planeta Pământ și când Dumnezeu a creat lucrurile de pe Pământ și culorile care le întâlnim pe Pământ, El a avut această intenție ca în aceste culori să pună toată dimensiunea Lui spirituală, pentru ca acestea să fie sfinte, curate. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să iubească urâtul, care să iubească groaza, ci din cele pe care eu le-am citit în Scripturi și din cele pe care alții le-au citit în Scripturi, Dumnezeu este un pasionat pentru culoare și pentru frumos. Un om de știință cu mai mulți ani în urmă a avut curiozitatea să pună sub microscop câteva mii de fulgi, să vadă cam la câta mie sau la câta sută sau la câta zece un fulg e la fel cu celălalt. Și a avut marea uimire să vadă că din miile de fulgi și zecile de mii pe care le-a pus sub microscop nu existau doi la fel.
Fiecare avea dantela lui. Și spun unii mai deștepți decât mine că există o mare fabrică de fețe de mese în Elveția, sper să nu greșesc, și că ei se inspiră la modele noi de față de masă din fulgi pe care îi fotografiază, îi mărește și copie dantela fulgului pe care la voia întâmplării se face. Câte întâmplări! Pe care Dumnezeu s-a îngrijit să fie așa de frumos. Culoarea, sau dacă vreți, raza de culoare a lui Dumnezeu este sfințenia. Pentru că tot ceea ce a făcut El și pentru că tot ceea ce El vrea să răscumpere poartă această amprentă a sfințeniei. În Sfânta Scriptură găsim în mai multe locuri, voi spune doar două, în care Dumnezeu este atent să vorbească în relație cu tine și în relație cu mine despre această problemă. Și în Cartea Levitic, la capitolul 11, cu versetul 44, poate că este chiar nimerit să citesc acest verset, dă o poruncă așa, destul de să-i zic așa, stranie când ne gândim la noi muritorii. Spune așa, Levitic 11 cu versetul 44, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Este așa de categoric. Nu lasă absolut nicio marjă de răzgândire. Nu lasă absolut nici cât este negru sub unghie să se înțeleagă că ai putea să fii al lui Dumnezeu și altfel. Este așa de categoric și de dur în același timp. Pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și să fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Iar Domnul Iisus Hristos preia această idee și în predica de pe munte din nou revine și spune: voi dar fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Aceasta este, dacă vreți, dragii mei, culoarea lui Dumnezeu. Aceasta este paleta de culoare a lui Dumnezeu. Tot ceea ce este Dumnezeu este sfânt. Și este foarte interesant că El ne poruncește ca noi să fim asemenea Lui, sfinți. Și aici începe drama. Pentru că toți cei care ies din țara lor, din casa lor, din neamul lor să plece spre ceruri, Satana vine și îi blochează, sfânt. Și există o asociere în mintea noastră de sfânt cu anumite personaje și cu anumite trăsături ale vieții pe care nu și le vrea nimeni. Dacă veți merge în anumite catedrale mărețe, veți vedea pe diferite coloane fel și fel de bebilași așa până în 4 ani, cu aripioare așa frumos, care într-un anumit fel îți dau senzația de sfințenie. Care dintre voi ați vrea ca să aveți un copil care să rămână sfânt? Adică de la 4 ani să mai crească. Eu nu. Și cred că nimeni dintre voi nu vrea așa ceva. Nu? Și atunci când auzi cuvântul de sfânt, îl asociezi imediat cu vai de mine, nu? Atunci stai să fac întâi altceva și apoi mă sfinți eu mai încolo. Nu? Sau dacă te duci și intri într-o biserică sau într-o icoană și vezi, te uiți așa și vezi că scrie acolo Sfântul nu știu care. Și când te uiți la el cum arată, zici în sinea ta să mă ferească Dumnezeu. O fi având el roți în jurul capului, dacă nu-l vezi cât e desluțit și poate și un pic ciocuș sau cine știe mai cum e, așa se zice la noi când la strabism, zici, o fi, dar mai încol.
Îmi ferește să ajungă ca ăsta, că am terminat-o. Nu? Fel și fel de asocieri. Nu? Sau alții aveți ocazia să mergeți prin piețe și să vedeți un om în toată firea, poate îmbrăcat în cine știe ce straie, stând în cine știe ce poziții incomode, cu o moacă din aia de nici nu știi e sănătos sau e bolnav, și când auzi că trebuie să te faci sfânt și te gândești că trebuie să fii ca el, zici, mă fac mai încolo. Vezi ce șmecher e diavolul. Și în contrast cu aceste imagini despre sfințenie, stau imaginile despre păcat. Nu? Și te duci prin oraș și vezi un bărbat în toată firea așa, așezat lângă un pachet de țigări și, sau lângă o sticlă de țuică sau cine știi lângă ce stă. Și acum stai și te uiți la ăla care e sfânt și la ăsta care e păcătos. Și oricum ai socoti, tot spre ăsta îți vine să mergi. Spre el a zis mai târziu, așa că noi fi de 82 de ani, și noi mai atunci cred că o să încep să arăt ca ala. Dar până atunci ți-l dorești pe asta la altul. Da, Dumnezeu zice că să fii sfânt nu când mori, ci când ești viu. Și Satana, foarte interesant, a luat paleta de culori ale lui Dumnezeu și le-a asociat cu tot ce e rău și mărșav ca să-ți distrugă reperul spre mântuire. Și în seara aceasta, iubitul meu om, aș vrea să fii cu picioarele pe pământ și aș vrea să-ți arăt din Sfintele Scripturi că n-ai voie sub presiunea acestui veac și al Satanei să strivești culorile lui Dumnezeu. Și n-ai voie să iei plasă, pentru că Dumnezeu nu numește sfânt ceea ce noi numim sfânt. Dumnezeu n-a creat imaginea de sfințenie așa cum noi o creem. Este unul dintre părinții bisericești, pe nume Origen. Sigur, a fost un om, nici nu se pune în discuție capacitatea lui teologică și cât a scris și influența pe care a avut-o, însă a făcut un lucru destul de ciudat. Ca să poată să se sfințească, nici mai mult, nici mai puțin, a ales să fie castrat. Să mă iertați, sper că... Dar câți dintre voi ați vrea să fiți sfinți ca el? Nu? Sună ridicol. Și totuși sunt unii care în mintea lor asta înseamnă sfințenie. Și dacă într-o zi îți dai seama că sfânt înseamnă să vii fără cap, ți-l tai? Mai știi că nu-i fi așa de nebun? Dragii mei, nimeni dintre oameni n-are voie să strivească culorile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe noi din cum a vrut El mai frumos și cum a vrut El să fie mai sfânt. Și aș vrea să evoc două situații serioase din această dezorientare cu privire la sfințirea noastră. Pentru că această plecare din casa noastră, acest răspuns la chemarea lui Dumnezeu spre ceruri, presupune ca noi să fim sfinți, presupune ca noi să avem o viață încărcată de sfințenie. Și în momentul în care urechea noastră și ochiul nostru este îndreptat către repere umane cu privire la sfințenie, noi suntem cei care în mod voit strivim ceea ce Dumnezeu a făcut frumos și murdărim ceea ce Dumnezeu a făcut curat și stricăm ceea ce Dumnezeu a făcut bun. Și nu numai atât,
ne creăm și noi, prin acest contrast izbitor, ne creăm justificarea de a iubi păcatul. Ori Dumnezeu n-a vrut să fie așa. Una dintre cele mai frumoase culori pe care le-a creat Dumnezeu în Eden este trupul. Trupul tău și trupul meu. Și Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a fost foarte atent și din lut a plămădit trupul lui Adam și după ce l-a terminat, a așezat în el o suflare de viață și astfel această bucată de lut aranjată în forma pe care o ai, a devenit sau s-a făcut vie. Și după ce a terminat de făcut acest trup, spune Sfânta Scriptură că s-a uitat la el și a zis, Dumnezeu e foarte bun. Ce atent! Dar ce diferență între această descriere a Scripturii și între gândirea noastră creștină cu privire la sfințenie? Ce diferență între această atenție a lui Dumnezeu de a face această carne exact așa cum ți-o vezi și cum ți-o pipăi și atitudinea creștină față de această carne și atitudinea lui Dumnezeu care a creat-o? Dragii mei, nu este deloc cinstit ca ceea ce Dumnezeu a numit frumos, tu sau eu să numesc curât. Nu este deloc cinstit ca ceea ce Dumnezeu a numit bun, tu și eu să numim rău. Iar această carne care suntem noi și acest trup care suntem noi, nu diavolul l-a creat, ci Dumnezeu. Și nu l-a creat oricând, ci l-a creat exact la capătul iubirii lui de a face planeta Pământ. Le-a făcut pe toate și cheia de boltă a ceea ce a făcut a fost acest trup. Și acest trup trebuie să fie sfânt. Iar în vremea în care a fost el sfânt, nu era așa cum îl punem noi în icoane, nici nu era așa cum îl punem noi în rugăciune. Și mântuie-ne, Doamne, sufletele și apătrupurile astea să le mănânce viermii. Nu există așa ceva în Scripturi. Ci Dumnezeu, trupul acesta l-a făcut sfânt. Este una dintre cele mai frumoase culori ale creației Lui. De ce vă permiteți să striviți această culoare a lui Dumnezeu? De ce? Nu-i nimic rău din creație în trupul acesta, fie că este vorba de bărbat, fie că este vorba de femeie. Iar când Dumnezeu este interesat de mântuirea noastră, face o subliniere în Scripturi foarte adânc, foarte interesantă. În 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, aș vrea să vă citesc cuvintele Scripturii cu privire la acest trup. 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu este foarte concret. Zice așa, Dumnezeul păcii, adică Cel ce a creat totul, Cel care este atotputernic, atotștiitor, Dumnezeul care are viață în sine, să vă sfințească El însuși pe deplin. Și acum enumără, să vă sfințească Duhul vostru, să vă sfințească sufletul vostru și să vă sfințească trupul vostru și acestea să fie păzite întregi și fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Adică, dragii mei oameni, aș vrea ca cei care, datorită vârstei sau datorită informațiilor pe care le aveți sau datorită gândurilor deșarte care vă încearcă,
să lăsați ceea ce Dumnezeu a făcut frumos să rămână frumos. Nu strivi culorile lui Dumnezeu, pentru că s-ar putea să o încurci. Nu te lua după basmele păgânești, nu te lua după basmele lumii acesteia, nu-l socoti pe Platon chiar un Dumnezeu care a zis, da, asta doare, deci dacă doare înseamnă că e pângărită, asta îmbătrânește, deci dacă îmbătrânește înseamnă că e pângărită, aceasta va putrezi, deci dacă putrezește înseamnă că e pângărită, a, deci înseamnă că trupul acesta este un locaș în care e chinuit sufletul și apoi când o scăpa de aici, se duce direct în cer. Prostii! Nu există așa ceva. Scriptura nu spune nimănui așa ceva. Iar modelul ultim care arată că nu este vorba de așa ceva este chiar Hristos, care a luat acest trup și l-a purtat sfânt până la capăt. Când Dumnezeu spune fiți sfinți, nu spune să fiți sfinți în felul în care noi judecăm, ci în felul în care El ne-a creat, exact cu acest trup prin care circulă sânge, care are sentimente, care simte, care se poate înduioșa, care poate fi tandru, iar tu și eu am fost chemați să fim așa. Aceasta e sfințenie. În mod firesc, trupul acelui bărbat care îl vezi pe o reclamă sau acelei femei este o asociere murdară pe care o face Satana pentru ca să-ți distrugă în mintea ta ideea despre sfințenie. Dar trupul frumos și îngrijit este exact ceea ce dorește Dumnezeu să ai și să porți curat și sfânt. Și nimeni dintre oameni nu trebuie să-și permită să murdărească această culoare. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și să vă păstreze în sfințenie până la venirea Domnului Hristos acest trup, această carne, care tot Sfânta Scriptură spune, va fi schimbată din muritoare în veșnică atunci când Dumnezeu ne va da fiecăruia dintre noi mântuirea. Foarte mulți, citind cine știe ce cărți, luându-se după cine știe ce teorii, își închipură că ei vor pleca la ceruri, să mă iertați de expresie, ca o bășică. Nu, scumpii mei, nu. Chiar și Mântuitorul, spune serva Domnului, va păstra pentru veșnicie în palmele lui și cicatricile răstignirii. Un trup cu El va, Hristos va avea în ceruri singurul trup ce are cusur. Ce iubire peste poate! Tu și eu, refăcut, restaurat, și El va purta un trup ce are cusur, ca să amintească pentru totdeauna cât de mult a iubit El trupul, adică pe tine. Un alt lucru, și apoi vom face mai încolo niște concluzii puțin mai clare, o altă culoare pe care o face Dumnezeu este familia. În Eden, după ce l-a plămădit pe Adam, ne spune Sfânta Scriptură că a trimis un somn adânc peste el și avem prima informație, dacă vreți să o numesc așa, de intervenție chirurgicală pe pământ, și Dumnezeu i-a deschis corpul lui Adam, a luat din el o bucată de os și a creat-o pe Eva. Și Adam era bărbat și Eva era femeie. Și această realitate Dumnezeu o numește foarte frumoasă și sfântă.
De unde am cules noi că dragostea dintre un bărbat și o femeie este realitatea care aparține lumii și dracilor? Cine ne-a permis să călcăm în picioare și să strivim această culoare pe care Dumnezeu a creat-o? Ce murdar și ce atitudine nepotrivită în care Satana foarte atent a luat tot ce a făcut frumos Dumnezeu și a asociat cu păcatul, iar cu sfințenia asociază lucruri care nu aparțin nici măcar creației. Tu ai fost făcut să fii frumos și tu ai fost făcută să fii frumoasă. Dumnezeu te-a creat așa, nu diavolul. Și o culoare a sfințeniei lui Dumnezeu este familia. Și de atât de multe ori scrie, aș vrea să citesc doar un singur exemplu, în cartea Eclesiastru, la capitolul 9, cu versetul 9, Dumnezeu ne spune un lucru pe care noi îl citim și nu îl citim, ne place și nu ne place, parcă am crede că e scris pentru altcineva, dar e scris pentru noi. Citesc Eclesiastul capitolul 9, versetul 9, zice așa: gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale. Ce frumos! Pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare. Căci aceasta azi este partea de viață în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Iubiții mei oameni, ăsta nu-i folclor, ăsta-i text. Cine v-a învățat pe voi că iubirea dintre un soț și o soție, dintre un bărbat și o femeie, este de la cel rău? De ce lăsați ca prin voi diavolul să strivească culorile lui Dumnezeu? El a făcut acest lucru frumos și sfânt. Pentru că cei mai mulți dintre noi nici nu mă interesează datorită căror învățături și nici nu mă interesează datorită căror curente, dar toate din izvoare străine. Am așezat familia și relația dintre noi ca bărbați și soțiile noastre că trebuie să fie de o anumită manieră ca să puște cu sfințenia, iar ceea ce oferă ceilalți este păcat. Și culmea, toți ca niște bătuți în cap după păcat. Dar nu e adevărat. Cine te-a învățat că găina de pe gardul vecinului e cocoș și că iarba de după gardul tău e mai verde? Mi-aduc aminte unul dintre profesorii mei de la facultate, extrem de vulgar, nu l-am auzit în viața mea să vorbind așa, și am crezut că însar toate siguranțele când l-am auzit, pentru că la o predică a zis ceea ce vă voi spune eu acum. Și după ani de zile am stat așa și m-am gândit că totuși avea dreptate. A zis: vrei să ai seara cu tine în pat o femeie de moravuri ușoare, profesionistă? Nu-i nimic, dar ajut-o pe soția ta ca seara să fie odihnită. Nu face din ea o spălătoare și seara săraca pică ca un lemn în pat. Și tu, odihnit, umbli după trăsnai. Cine ți-a spus că trupul tău și trupul ei sunt acestui veac și al demonilor? Nu e adevărat. Familia, acest dans dintre bărbat și femeie, această așezătură împreună a două trupuri, este exact lucrul cel mai frumos pe care Dumnezeu a decis până acum să-l facă. Fiți dar sfinți, după cum eu sunt sfânt, iar această legătură ține de sfințenie. Nu aia înseamnă sfânt ce ți s-a spus în mod necinstit.
pentru ca tot timpul să-ți distragă atenția spre păcat, pentru că mult mai mult arăți prin creație a păcat decât a sfințenie, dacă lucrurile stau așa cum ți le spune lumea. Dacă îmbrățișarea, dacă sărutul, dacă toate aceste lucruri care se petrec țin de ceea ce spune lumea, înseamnă că noi prin creație suntem creați pentru păcat. Ori nu-i drept. Pentru că în Edenul lui Dumnezeu, când Adam s-a trezit din somn și a văzut-o pe Eva, spune Scriptura așa că a oftat-o așa, în sfârșit, os din oasele mele și carne din carnea mea, în sfârșit, o culoare plină de frumos, plină de farmec și de sfânt. Cine ești tu ca în numele lui Dumnezeu să strivești culoarea aceasta? Și mi-e dat prin slujba pe care o am să aud fel și fel de necazuri care există. De ce să se întâmple așa? Și când te uiți, dragul meu, pe o anumită poză, ce minunat ești tu, dacă ești atent să nu strivești culorile lui Dumnezeu. Iubiții mei oameni, noi n-am fost chemați să iubim inconștienți sau să iubim așa, vă dau un exemplu, nu știu dacă ați avut ocazia să vedeți sau să fiți chiar în situație, când ești copil așa de, ce știu, între 2 și vreo 4 ani, când nu pricepi foarte multe și vezi un boboc din ăla micuț de rață sau de pui de găină și vrei să-l prinzi. Și când îl prinzi, ești așa de bucuros că l-ai prins, că dacă ăla de mamă ta sau taică-tă nu vede, așa de tare îl strângi că ți-i drag, că l-ai strâns cu totul. Așa fac unii din sfințenie, așa de sfânți vor să facă că se sfințesc cu totul, cu terminatul. Despre asta e vorba. Fiți sfinți, adică răspundeți la toate scopurile pentru care Dumnezeu v-a plămădit. Și am învățat, iubiții mei, că nu există vârstă la care să nu poți iubi. Vă dau un exemplu. Țineam o evanghelizare într-o comună la vreo 30 de kilometri de Reghin și vreo 2 ani și jumătate în fiecare sâmbătă și duminică am ținut acolo evanghelizare, până când o femeie s-a botezat și femeia aceasta era căsătorită cu un bărbat căruia îi murise soția, el a rămas văduv și după ce a rămas văduv a luat-o de soție pe această femeie. El avea în jur de 70 ceva de ani și soția lui avea în jur de 60 și ceva de ani, a doua soție. Și mergeam și îi luam cu mașina și îi duceam la biserică. Și mai exista o femeie în sat care și ea venea la evanghelizare și de câte ori era vorba să mergem la Reghin, la biserică, ținea foarte mult să vină și ea. Tot o femeie bătrână de peste 60 de ani, aproape 70. Și să aflu după un an și jumătate că a doua femeie venea de fapt la biserică numai ca să poată să stea lângă nea Ștefan. Nu? La care socotea că ei s-ar fi cuvenit să o ia de nevastă și că cealaltă l-a prostit și l-a luat de ea. Oameni la 70 de ani. Și eu îi duceam conștiincios în fiecare sâmbătă la biserică și nea Ștefan stătea între amândouă și ea stătea lângă el așa și măcar lângă el să fie. Pun și o întrebare poate prostească. De ce nu poți să oferi interesul ăsta celui căruia i-ai jurat credință? Sau de ce nu poți să-i oferi interesul acesta celeia căreia i-ai jurat credință, chiar dacă ești de 80 de ani? Lucrul acesta e de Dumnezeu făcut.
Iar când Dumnezeu poruncește, fiți sfinți cum eu sunt sfânt, nu-L interesează să iei o moacă din aia sluțită să fugă toți de pe stradă când te văd. Nu-L interesează să rămâi în o anumită categorie de dezvoltare trupească care să semnifice. Nu despre asta e vorba. Ci când Dumnezeu declară să fii sfânt, El vrea să porți în trupul acesta frumos, exact frumosul pe care El l-a creat. Scade bine, scade rău? Atâtea familii nefericite, atâția sfinți care pleacă înjurând de lângă nevastă sa ca să meargă să se roage. Ați prins? Îi mușcă două și băi, de nici după merge să roagă, El e sfânt. Ce bun e Dumnezeu, că dacă ți-ar da și El una atunci, servus, n-ai mai mișcat altul. Și invers. Aveam niște frați care în fiecare sâmbătă veneau și mi se confesau că i-a bătut nevasta măr. Am eu o învățătură la anunț, eu zic. Un bărbat care lovește o femeie să-i se usuce mâna. O femeie care bate un bărbat, să-l bată. Îți cade bine, a? Așa. E acum, totuși, cum se realizează problema aceasta? Pentru că e o problemă importantă. Apostolul Pavel este foarte atent și în epistola lui către Tit ne arată și împrejurările, și puterea, și realitatea care se petrece pentru ca noi oamenii să nu strivim culorile lui Dumnezeu. În epistola lui către Tit, una dintre epistolele sale pastorale, în care este chiar tandru, sensibil, așa, e ca un păstor care se ocupă de cei care sunt ai lui, de cei pe care îi iubește, se ocupă de toți oamenii, de altfel. Aici, la capitolul 3, cu versetul 4 începând, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dumnezeu promite, anticipat promite, că omul poate să nu strivească culorile lui, că omul poate să păstreze această culoare sfântă a trupului, poate să păstreze această culoare sfântă a familiei. Doar atunci când în el această lucrare o face plinătatea prezenței Duhului lui Dumnezeu. Adică, dragii mei, tu și eu, fiecare dintre noi, suntem o particulă de lumină în culoarea sfântă pe care a creat-o Dumnezeu. Sau, mai bine zis, datorită păcatului care a înstrăinat reședința noastră, dacă pot să o numesc așa, prin jertfa lui Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt în tine și în mine, fiecare dintre noi redevenim această particulă de lumină în culoarea sfântă pe care a creat-o Dumnezeu. Este ceva mai presus de orice bucurie sau de orice virtute, dacă vreți așa. Spune
El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea pe care a făcut-o prin Duhul Sfânt. Iar Sfânta Scriptură în 1 Epistolă către Corinteni spune că trupul acesta al nostru este un templu al Duhului Sfânt. Un templu, adică un loc unde Duhul Sfânt șade la El acasă. Și atunci când îți sare țandăra, atunci când disprețuiești trupul acesta, atunci când îți disprețuiești soția care este trupul tău, sau atunci când îți disprețuiești soțul care este trupul tău, sau atunci când îl disprețuiești prin alte gesturi exterioare, ce se întâmplă? Duhul Sfânt mai este la el acasă? Și știți ce spune Iisus Hristos? Dacă înjură cineva pe tata, îl iert. Dacă mă înjură cineva pe mine, îl iertăm. Dar dacă supără cineva pe Duhul Sfânt, să nu mai viseze iertare. Ce zici? Realizezi acum semnificația de a nu strivi această culoare a lui Dumnezeu. A fi un om sfânt înseamnă să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Un om care e plin de Duhul lui Dumnezeu este altceva. Sfințenia, dumnezeirea, divinitatea nu este venită în vizită la El, ci aceste realități sublime, aceste realități care sunt superioare comunului nostru, aceste realități care sunt superioare convenționalităților noastre, aceste realități cerești, sunt la ele acasă în trupul nostru pentru cel care este interesat să nu strivească culorile lui Dumnezeu. Dar când pe noi nu ne interesează acest lucru și răspundem provocărilor satanei și etichetăm sfințenia ca fiind ceva străin de ceea ce a creat Dumnezeu, scumpii mei, intrăm în afront direct cu Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce este extrem de grav. Ce frumos! Uită-te la ochiul tău în oglindă. Toate lucrurile făcute exact cum trebuie să fie făcute. Orice plus și orice minus te handicapează. Și după atâtea mii de ani de păcat, ce îndurător Dumnezeu față de culorile Lui sfinte! Și ce grosolan călcăm pe ele murdari și le compromitem! De ce? Cine ne-a învățat că așa trebuie să al unora dintre noi? Pentru că nu noi cei răi dăm culoarea bisericii, ci ceilalți. Și sublindind un lucru rău a unora dintre noi, a spus așa, e sigură diferență între cei din Occident și cei din răsărit din România este că cei din Occident fac pe față și cei din România fac pe ascuns. Și așa pe moment m-a dezechilibrat și zic, bă, dar după ce am stat și m-am gândit un pic, e diferență mare, mare de tot. Pentru că dacă este unul care o mai face nascuns, înseamnă că mai are bun simț. Și e ceva să ai bun simț și e altceva să fii nesimțit. E mare diferență. Să nu înțeleagă acum că cei care nascunți fac trăznei, fac bine. Nu.
mai au bun simț, Dumnezeu să ierte, cine știe. Dar așa este și cu problema aceasta, a nu strivi culoarea lui Dumnezeu. Frumosul pe care l-a făcut El, l-a făcut să fie frumos exact unde trebuie să fie frumos. Adică sunt lucruri pe care putem să le spunem aici și sunt lucruri pe care le putem spune numai acolo unde suntem, numai noi. Sunt lucruri pe care ne le putem arăta aici și sunt lucruri pe care ne le putem arăta numai acolo unde suntem noi. Adică să nu ne întunece dracu mintea și să le amestecăm, că nu despre asta e vorba, ci este vorba că Dumnezeu a făcut această culoare a creației Lui, pentru ca nici în numele Lui, nici în numele adevărului, nici în numele minciunii și nici în numele păcatului, niciunul dintre noi să n-o strivească. Aceasta este culoarea sfințeniei pe care Dumnezeu a făcut-o. Și, dragii mei, realizăm acest lucru, repet, într-o singură condiție. În condiția în care Duhul lui Dumnezeu, în trupul meu și în trupul tău, este la El acasă. Iar când El este la El acasă, fără eforturi voite te schimbi. Se întâmplă unele lucruri datorită acestei dragoste, lucruri necontrolate, pe care sau asupra cărora nu mai revii niciodată sau nu poți să revii. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce înseamnă prezența aceasta și atitudinea de iubire. Eu v-am spus într-o seară că am crescut la țară, într-o casă modestă, acolo primăvara când se punea cloșca, se punea cu noi în casă, acolo cloceau ouăle și acolo scotea puii. Dacă fătau oile mai devreme și era foarte frig, era adus și mielul în casă să-i fie cald, ca să nu înghețe. Și acolo eram cu toții de obște. Și sigur că aveam vreo trei băi la casă cu faianță și eu. Un lighean de plastic și un spălător de lemn, nu de plastic, de tablă, că încă nu era plastic pe vremea aceea. Și acolo ne spălam și era un ștergar, îi spuneam noi, cu care se ștergea începând de la miel până la tata. Așa. Da, da. Poate că la voi a fost altfel și vă apreciez, dar noi acasă așa a fost. Și eu luam ștergarul, mă ștergeam, nu aveam nicio problemă și m-a pus nenorocul să mă însor. Nu, și am nimerit-o rău. Prosop cu care te ștergi pe față, prosop cu care te ștergi pe mâini, prosop cu care te ștergi pe picioare. Ce stupid! Așa. Însă prezența ei, fără prea multe taglale, m-a făcut că acum dacă mă șterg cu prosopul altuia pe față, simt că pun lepră pe mine. Da, și asta numai pentru faptul că locuiam lângă ea. Așa este prezența Duhului lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu este în trupul tău la El acasă, pur și simplu, prima dată te uiți așa puțin, ți se pare ca maiuria, dar fără să-ți dai seama, toate valorile se așează altfel. Și asta numai un pic de atenție să ai, ca fiecare culoare a lui Dumnezeu să rămână frumoasă. Scumpii mei oameni, chiar vă doresc cu drag să chemați Duhul Sfânt peste voi, să chemați sfințenia lui Dumnezeu în inimile voastre și să vă purtați viața aceasta într-o culoare nestrivită, într-o culoare frumoasă. Subradical, asta înseamnă să fii sfânt. Și nu poate să fie sfânt decât o singură categorie de oameni, cei care nu vor.
Facă bunul Dumnezeu, prin dragostea Lui și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ca tu să fii unul dintre cei care să vrei și în consecință să poți să fii sfânt. Amin.